Public cât mai numeros este așteptat la cele două spectacole programate luna mai pe scena Casei de Cultură din Pașcani. Prețul biletelor de acces începe de la 10 lei, iar studenții de la UNATC București și doi dintre cei mai buni actori naționali vor încânta pe cei prezenți prin reprezentațiile lor. Frații Karamazov la Pașcani, studenții de la UNATC București de la clasa actorului Florin Zanfirescu vor veni din nou la Pașcani pentru a juca piesa de teatru scrisă de Fyodor Dostoevski. Printre cursanți se află și pășcăneanul Alexandru Apostol, student în anul 3. Prețul unui tichet este de 10 lei și se găsesc de cumpărat la casa de bilete din incinta Instituției de Cultură. Pe 26 mai, începând cu ora 18:30, pe scena Casei de Cultură Mihail Sadoveanu din Pașcani vor urca actorii Medea Marinescu și Marius Manole pentru a-și intra în rolurile din povestea de dragoste Fă-mi loc, ce este în regia lui Radu Beligan. Prețul unui bilet variază între 30 și 40 de lei și pot fi cumpărate de la casa de bilete din incinta Instituției de Cultură.